Am găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice la clasa A5-a, în care veți învăța despre cultivarea legumelor. Resursa vă propune activități practice prin care să vă formați și să consolidați competențele specifice precizate. Legumele se pot cultiva în câmp deschis, în grădinile populației sau în ferme legumicole pe câmpuri întinse, dar legumele se cultivă și în spații închise, în sere și în solarii, acolo unde factorii climatici pot fi dirijați pentru a se obține recolte, indiferent de anotimp. Înființarea culturilor se face prin semănat, morcov ridiche, prin plantarea bulbilor și a tuberculilor, dar și prin plantarea răsadurilor la plantele care necesită temperaturi ridicate pentru a germina. Căsiți și voi aceste plante și numiți-le. Răsadurile se produc în răsadnițe sau în alte spații închise care pot asigura temperaturi ridicate. Plăntuțele mici obținute în răsadniță se repică în ghivece sau alveole, apoi se plantează. Scanați codul QR, urmăriți cum se execută plantarea răsadurilor de ardei. Lucrările cu caracter general în cultura legumelor urmăresc crearea unor condiții favorabile culturii. Haideți să ne amintim două lucrări cu caracter general. Scanați cele două coduri și urmăriți filmele, apoi răspundeți la întrebări. Ca lucrări de îngrijire, tratamentele cu pesticide se fac pentru combaterea buruienilor, a bolilor și a dăunătorilor. Aprovizionarea cu apă se face prin metode diferite. Este vorba de udare locală la rădăcina plantelor, dar se folosește și stropitoarea la nevoie. Lucrările cu caracter special se execută doar la unele specii de plante. De exemplu, plantele cu tulpini înalte se susțin prin legare, pe sârme sau araci. Prin copilit, se rup lăstarii de la subsoara frunzelor, aceștia fiind lăstari neproductivi sau fructele nu mai ajung la maturitate. Prin cârnit, se dirigează înălțimea plantelor și numărul de etaje cu flori și fructe. Mușuroitul este specific culturii cartofului. Prin mulcire, solul se acoperă cu folie sau alte materiale, cum ar fi paie sau frunze uscate. Recoltarea legumelor se face în funcție de specia cultivată. Legumele se sortează apoi, se pot folosi sau se pot depozita în spații răcoroase. Legumele ecologice se obțin prin tehnologii fără chimicale, dar cu respectarea metodelor de prevenție a îmburuienării, a apariției bolilor sau a apariției dăunătorilor. Se știe că legumele ecologice au un gust deosebit. Degustați și voi legume crescute ecologic și legume cumpărate crescute intensiv, comparațiile sub diferite aspecte. Urmăriți filmele prin scanarea codurilor chiar și cultivați și voi ceapă în sticlă, dar și plante aromatice sau orice alte plante și legume. Mult succes!